Cum reparăm fardurile sparte? Mi se întâmplă uneori să-mi despachetez bagajul sau porfardul zilnic și să găsesc pudra sau un fard sparte. Și de obicei este unul din produsele mele preferate de machiaj, de exemplu această pudră de la Oriflame. În clipul de astăzi vă voi arăta cum să reparăm această problemă. Pentru început vom avea nevoie de șervețele umede, alcool izopropilic, câteva șervețele uscate, bețișoare pentru urechi și desigur câteva farduri sparte. Eu voi acoperi masa cu câteva șervețele pentru a nu o murdări foarte rău. Mai departe, cu o pensulă cu capăt de silicon, aduc tot produsul în centrul recipientului. Puteți folosi o pilă de unghii sau un alt instrument dezinfectat. Mai departe, voi adăuga alcool izopropilic până când toată pudra se va transforma într-o pastă ușor de modelat. Acum vreau să obțin acea suprafață plată. Iau un ruș cu capac drept pe care îl învelesc în șervețel uscat și încep să apăs peste produs până când obțin finish-ul dorit. Acum suntem gata, tot ce urmează este să lăsăm produsul să se usuce. Haideți să mai facem încă o dată. Cu ajutorul bețișoarelor de urechi sau al șervețelelor de machiante vom curăța laturile produsului. Cam asta a fost pentru astăzi. Nu uitați că puteți să mă urmăriți pe Facebook, blog, Instagram și să-mi puneți întrebări pe Ask Evem. V-am pupat! Pa, pa!